втілює затишок, освітлює втіху, підтримує гостинність. Гіпермаркет меблів «Пан Диван». Добрий знайомий на довгі роки. Хотинська, 55А, навпроти епіцентру. Ось, власне, і все на цю годину. Зустрінемось на телеканалі «Буковина». Щасти вам! Бачу реальні системні зміни в управлінні містом. І я бачу рух вперед, незважаючи на складні часи. Тому я підтримую Каспрука. Меля Гузбуковинян este slăvit cu oameni deosebiți, personalități talentate care s-au stabilit de-a lungul anilor și activează în diferite colțuri ale lumii. Fiecare dintre noi ținem nespus de mult la rădăcinile sale, indiferent unde ne-am afla sau ce posturi n-am poseda. În această toamnă, în mijlocul lunii octombrie, cu deosebită plăcere am făcut cunoștință și am aflat de personalitatea domnului Ion Băhnărel, doctor în medicină, profesor universitar, șeful Catedrei de Igienă Generală a Universității Naționale de Medicină din Chișinău, director general al Centrului Național de Sănătate Publică în Republica Moldova. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Sadul Natal? Regiunea Cernăuți, știu eu, unde ați făcut primii pași spre realizarea profesională de mai apoi. Înseamnă foarte mult. Într-un cuvânt, aș spune, înseamnă veșnicie. De ce veșnicie? Deci satul meu este la o margine de țară și acolo, într-adevăr, cum a spus poetul, veșnicia s-a născut la țară. Acolo se gândește altfel, se simte altfel, se doarme altfel, dacă vreți să știți. Se muncește altfel. Se muncește greu, dar asta e calea dreaptă, fiindcă numai calea grea este calea adevărată. Cel mai important să iubești lucrul care îl faci, indiferent ce faci. Eu am fost în multe țări ale lumii și am studiat de unde vin, ce fac oamenii, ce fac așa sau altfel, cum suntem noi față de ei, ce obiceiuri au și de ce. Când înțelegi ce se întâmplă, e mai ușor să judici, să cântărești, să compari. Și rezultatul muncii, sunt oameni care văd rezultatul muncii imediat. Eu lucrez într-o sferă care se cheamă sănătatea publică, care se deosebește un pic de medicina clinică, prin faptul că noi avem grijă de cei sănătoși și de cei care trebuie să-și păstreze și să întărească sănătatea, să-și mențină. Fiindcă sănătatea este cea mai prețios ce are orice om. Și el începe să o prețuiască, nu o pierde. Această întâlnire a avut loc grație doamnei Dina Posteucă, fosta colegă a medicului habilitant la școala internat din Hierța. Cu emoții și apreciere vorbesc despre acea instituție de învățământ, precum și despre dascălii care le-au sădit dragostea față de carte, de lumea cunoștințelor. Doamna Dina Posteucă este o femeie extraordinară, optimistă, sociabilă, prietenoasă, care știe să sădească bucuria în sufletele celor din jur. Îl cunosc pe Ionel de la vârsta de 12 ani. Am învățat și am terminat una și aceeași școală. Cu toate că era mai mic, îl evidențeam foarte din clasa lor, prin el se deosebea prin sârguința lui, prin seriozitatea lui și încă un lucru care cred că nu tot e important destul, că era foarte simpatic, ne mândrim cu dânsul. Este așa un tip de oameni care e destul să stai cu dânsul de vorbă o minută ca să înțelegi nivelul cultural al omului. Încă dacă îl urmărești 10-15 minute vorbind, chiar dacă nu l-ai știut niciodată până atunci, prima dată
Îți face o impresie destul de exactă despre dânsul, fiindcă e un om cult, e un om intelect, e un om deosebit. Toată activitatea profesională a medicului Ion Băhnăril este dedicată organizării și participării la elaborarea suportului legislativ, normativ și metodic al sănătății publice, implementarea și monitorizarea programelor naționale de combatere și profilaxie a maladiilor infecțioase. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca profesionist în acest domeniu un mod sănătos de viață? Un mod sănătos de viață înseamnă, în primul rând, să cunoști ce înseamnă lucrul ăsta. Dar el se rezumă la câteva lucruri geniale și simple. Elementare. Prima, măria sa, mișcarea. Mișcarea permanent, viața e mișcare. Doi, apa de calitate garantată. Fiecare om trebuie să știe și să folosească apă de calitate garantată. Locul trei, cât n-ar fi de straniu, este dragostea de oameni, fiindcă cel mai mare dușman al nostru e stresul. El duce și la maladii cardiovasculare, și la maladii oncologice, și la tuberculoză, și la diabet, și la orice. Deci stresul este un mare dușman al nostru. Deci stresul... calitatea? Da. Echilibru spiritual, aș zice eu. Fiecare din noi ar fi bine să înveți să ajunge la acest echilibru. Dar cum nu are echilibru... Să-și stăpânească emoțiile la moment. Nu întotdeauna e bine să-și le stăpânească. Fiindcă dacă vrei să râzi, trebuie să râzi, dacă vrei să plângi, trebuie să plângi, asta nu e rușine. Fiindcă stăpânirea e tot un stres. Cel mai bun antistres este zâmbitul și râsul sincer. Japonezii se nasc, încep a zâmbi și a râde și râde așa vreo 100 de ani. Cu laptele mamei sug această înțelepciune că, într-adevăr, râsul și zâmbitul e cel mai bun antistres. Următoarea, alimentația corectă și alimentație sănătoasă. Că mare majoritate alimentelor care le consumăm noi astăzi nu sunt sănătoase. Și, bineînțeles, munca care îți place. E foarte bine să faci munca care îți place, aceea îți aduce satisfacție, îți aduce echilibru. Încolo poți să fugi atunci când ți-e greu și ești în apele tale acolo. Dacă îți place acea muncă, să o faci. Mai ales astăzi cam toate muncile, în afară de cele fizice, pot fi făcute la distanță. Prin internet, da. Și la calculator, în lumea virtuală. Ion Băhnăril vine de pe meleagurile Bucovinei, este născut în satul Probotești, Traionul Herța, într-o familie de oameni harnici și gospodari. Precum susține, de mic a înțeles că viața înseamnă muncă. A moștenit acest dar de la părinți. Anume aceasta l-a ajutat să îmbrățișeze cu drag enigma cărții, să obțină rezultate în activitatea de organizator, de cercetare, să-și dezvăluie cu succes vocația de cadru didactic la una dintre cele mai prestigioase instituții superioare de învățământ în Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițanu. Vorbind de Probotești, localitatea natală, aș dori să aud despre părinții dumneavoastră. Da. De ce sfat de acasă vă amintiți acum 6 decenii de rând? Primul sfat este a muncii. A doilea sfat care tata mi l-a dat când mama a venit cu sora mai mică de la maternitate, era greu, era... Și bineînțeles că diferența de vârstă la noi era undeva 6 ani cu dânsa și eram și eu copil. Și am văzut că s-au schimbat accentele, dragostea a trecut în altă parte. Dumneavoastră ați simțit? Am simțit și m-am sculat de la masă, aveam 6 anișori. Și am fugit de vale la Iaz, la vecin. Tata a venit după mine, m-a luat de ureche, m-a așezat înapoi la masă și mi-a zis așa... Supăr-te pe toată lumea, pe mâncare niciodată. Când ești la masă, trebuie să mănânci. Și lucrul ăsta l-am înțeles încă foarte bine când am învățat la școala internat din Herța. Era o școală tip Macarenco, era o școală foarte dură, dar am învățat multe lucruri sănătoase și bune. Am avut niște profesori extraordinari de buni, chiar extraordinari. Sunt și eu azi cadru didactic, sunt șef de catedră, deci am ce compara. Și vreau să vă spun că, din păcate, nu toți copiii au avut acest privilegiu de a avea niște pedagogi extraordinari în toate domeniile. Probabil de ce e clasa noastră, din 28 de copii, 23 primul an au făcut facultatea și pe urmă încă 2 au venit.
dar vedeți cum e. Rezultatele, cum se spune, că rezultatele unui pedagog sunt practic rezultatele discipolilor. Exact, exact. Adică noi probabil am fost impuși în această școală să fim disciplinați, să fim curați. Noi din clasa întâi ne cosăm gulerașele albi în toată ziua, ne curățăm pantofii. Nu avem fier de călcat. La învățătură nu ne-au impus. La învățătură ei cu atâta dragoste au cultivat în noi față de obiectele lor, pentru că eu niciodată nu m-am gândit că voi fi medic. Tot timpul eram pregătit să fiu ori un fizician, ori un matematician. Cum a fost să fie? Vărul meu a venit acasă într-o iarnă și atât de tare mi-a desenat facultatea de sănătate publică azi, de atunci se chema medicină preventivă. Dacă ți-a avut posibilitatea, ați schimba ceva? Nu. Nu aș schimba, fiindcă pofta vine mâncând. Ca să înțelegi că ceva îți place, trebuie să guști. Mama era și este, slava Domnului că ea este, că atât timp cât mamele noastre și mama soacră este, noi ne simțim copii. În această vară, redacția emisiunii în limba română a telecompaniei Bucovina a realizat o emisiune de concurs, Satul meu pe două hărți, prezentată la concursul internațional Plaiul meu. Imaginile au fost înregistrate în localitatea Probotești, Hierța, baștina profesorului Băhrânel. Mai mult decât atât, unul dintre martorii oculari imprimați în acest film documentar este chiar mama medicului habilitant, doamna Elena Băhrânel, care în această lună, care în această toamnă, va aniversa 90 de ani de viață. Este foarte mândră de meritele feciorului, se roagă bunului de sus să-i apere și să lumineze calea vieții. Tatăl, din păcate, a trecut în lumea celor drepți, dar mai am și, din păcate, anul ăsta l-am pierdut și fratele mai mic. În rest, am o soră, are 3 copii, toți aranjați la casa lor. Am sora mai mare și am sora mai mic, care locuiește la Chișinău cu mine, încă eu sunt plecat din 70 în Moldova, așa că sunt mai mult deja basarabian decât bucovinean. Suntem un neam mare, să zicem așa. Suntem mulți veri, au mai trecut în lumea celor drepți unii din rudele noastre, dar în rest suntem împărțiți în toată lumea. Începând de la Portugalia, terminând cu răsăritul departat și începând din Suedia și Finlanda și terminând cu țările arabe. Așa i-a împărțit lumea. Probabil când vin la Paști, noi în sat avem un muzeu, e o chestie foarte interesantă și acolo ne întâlnim și la muzeu, la cimitir de Paști. Se aude vorbe în engleză, franceză, germană, turcă, italiană, arabă. Deci toate limbile din zonă, toate graiurile le auzi. Și lucrul ăsta îl fac copiii. Mă rog, înseamnă că satul încetişorul, cum aș spune eu ca să fiu mai corect, se modernizează. Pe de o parte se modernizează dacă vin înapoi cei care au învățat ceva, dar pe de altă parte se stinge fiindcă se duc cei bătrâni și puțin tineri rămân în sat. Asta e cel mai trist. Tradițiile la noi încă se păstrează. Eu socot că undeva satele este din Ținutul Herței, Crasna, Voloca și alte sate din Bucovina, sate cu tradiții foarte puternice, acolo nu se vor pierde niciodată. O prietenie adevărată și îndelungată îi leagă pe cei doi bărbați, pe cei doi medici, domnul Băhnărel și Petrică David, care s-au împrietenit din copilărie, de pe băncile școlii internat din orășelul Hierța. Prietenim de o viață, prietenim ca doi bărbați, familiile, cunosc mama lui, îi seamănă foarte mame lui, cel mai mult îl iubește pe dânsul, deoarece prin portarea sa, prin comportarea sa, prin totul ceea ce face el în viață, el este stâlpul casei, el i-a ajutat pe toți, prieteni, rude, oameni care s-au apropiat de dânsul, tot timpul au avut de la dânsul un ajutor. Eu îți dorim viață, deoarece încă este tânăr, să realizeze. Îi doresc mulți ani, sănătate și noroc în toate. Sunt mulți bucovineni de aici care duc cultura bucovineană și la noi în Basarabia.
Îl avem patriarhul nostru, Badea Ioan Paulenco, o aveam cu Maria Eliuță, avem toată echipa Mihălăchioaie, Mihai, Dumitru, Gheorghe și... Lăutarii, în Lăutarii l-avem pe Mandalac, pământeanul meu din Probotești, dar nu numai, sunt mult mai mulți și sunt mulți medici, sunt mulți arhitectori, sunt multă lume bună deci, din Bucovina care lucrează și a găsit rostul acolo. Și în afara țării și în alte părți, dar mare majoritate au făcut studii, fiindcă atunci mergeau la vale, cum spunem noi, cum spune domnul Mihai Patraș. Deci noi am fost cei care au mers la vale. Da. Mergeam mulți, mergeam cu miile. Pe urmă au mers cu sutele, eu cred că astăzi la vale vin numai cu zecile. Avem legături foarte frumoase cu colegii noștri dici din Cernăuți, cu instituțiile regionale, cu instituțiile orășenești, atârnându-mă foarte serios de carte, cum mi-a spus mama, zice, băiete, dacă nu vii la colhoz. Da, veni la colhoz pe atunci însemna o muncă foarte grea. Deci mi-am depus toată stăruința, mai ales că aveam o bază foarte bună, nu mi-a fost greu să fiu student. După aceea am făcut două doctorate, unul la Iași și unul la Chișinău. Am făcut două masterate, unul la Chișinău și unul în Ierusalim, în Israel. Și mereu am scris. Mi-a plăcut lucrul acesta. În tinereț am scris poezii. Am chiar de atunci când eram elev aici, era o rubrică în Zorile Bucovinii, se chema Printre sute de catarge. Întâi a fost poezia de mamă, pe urmă a fost poezia de dragoste, pe urmă a venit poezia filozofică. Mai scriu și acum, dar numai poezie filozofică. Medicul și profesorul Ion Băhnărele este recunoscător membrilor familiei, celor trei copii, doi feciori și fiicei, iar mai cu seamă soției care l-a susținut și a fost criticul cel mai obiectiv de fiecare dată. Am scris zeci de manuale, am sute de monografii, am multe publicații psihotare, am publicații în engleză, franceză, germană. Efortul profesorului universitar Ion Băhnărel se enumără cu 270 de lucrări științifice și metodico-didactice, 12 monografii, 3 manuale și 5 invenții. Participând la diferite expoziții naționale și internaționale, a fost apreciat cu 24 de diplome, 27 medalii de aur, 5 de argint, 4 de bronz și a perfecționat apoi cunoștințele îmbogățindu-și experiența de muncă în 40 de țări ale lumii, ținând cursuri de specializare și reciclare la instituțiile de profil din Italia, Germania, Suedia, Federația Rusă, Ucraina, Austria, Slovacia, Spania, Cehia, Elveția, Grecia, Franța și Finlanda. Am lucrări științifice în formă de manuale, am lucrări, zic, monografii, cărți și lucrări publicate în alte limbi și psihotare, dar am două direcții, care, trei de fapt direcții care îmi plac cel mai tare. Prima e problema de radioprotecție și securitate nucleară, în care eu sunt specialist și expert. A doua este sănătatea publică. Iar a treia, am început să scriu pentru copii. Am început să scriu pentru copii și pedagogi ce trebuie să facă copilul la diferite vârste, să fie sănătos, cum trebuie să-l înveți pedagogul ca copilul să fie sănătos. Și ultima carte a fost, zic, viața are prioritate. Cum trebuie să comporte un copil nimerind în situații critice. Și acolo toate ultimele patru cărți care sunt pentru copii, e o bucurie noastră că am realizat, zic, permite copilului să dezlege rebusuri, să facă integrame, să ghicitori, să repete materialul. E făcută foarte interactiv și colorat. Și pentru copii noi am strâns părerea lor la o expoziție și ei au făcut un întreg concert pe baza cărților noastre. Ei, munca aceasta n-a trecut în zadar. În sfârșit anul acesta, în 2015, noi am luat Premiul Național, ediția 2015, Premiul Guvernului. Este o înaltă apreciere a muncii noastre, dar lucrul continuă. Dar se vede că apar nepoții
și la timpul apariției nepoților, zic, bunicii încep să gândească la fel ca ei. Și atunci... De cum de ați ajuns la o asemenea tematică, da? Da. Era și o tematică științifică a noastră, nu este vorba, dar am înțeles că să le duci pe Moș Gheorghe la 80 de ani, ca el să fie sănătos, e greu. El deja este format. Da. Cel mai serios și cel mai temeinic este să înveți copilul de la grădiniță, apoi la școală, apoi la facultate, ce trebuie să facă el să fie sănătos. De exemplu, când a fost gripa aviară, japonezii au ieșit din această pandemie foarte ușor, cu un lucru foarte simplu, cu spălatul mâinilor. Japonezii au dat filme întregi cum se spală mâinile și au asigurat inclusiv în transportul public și peste tot, zic, mecanisme de a spăla permanent mâinile. Nu se spală mâinile așa, este o întreagă tehnică de a spăla mâinile și dacă înveți copil de mic să-și spele mâinile, e un lucru foarte mare. De ce? Organizația Mondială a Sănătății spune că 80% din maladiile respiratorii se transmit cu mâinile murdare. Pentru că cel mai des mâinile în nas țin copii și bunici. Și cel mai des atacați, nimai vorbind cu 100% de maladii intestinale, se transmit cu mâinile murdare. Ei, și noi ne-am inițiat de lucrul acesta, am mai făcut niște studii, am intervievat copiii și am scris aceste cărți pe înțelesul lor. Și ei foarte, cărțile sunt foarte accesibile și ne plac. Deci acum sunt eu rămân să scriu despre radioprotecție și securitatea nucleară, dar am început să scriu despre copii și îmi place lucrul ăsta. În anul 2012, directorul general al Centrului Național de Sănătate Publică, Ion Băhnărel, este menționat cu Ordinul Gloria Muncii de către președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Aceste distincții au fost oferite în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat pentru munca îndelungată și prodigioasă în domeniile de activitate. Precum susține medicul habilitant, Ordinul Gloria Muncii este cea mai de preț mențiune. Ion Băhnărel primește titlul de Eminent al Ocrotirii Sănătății, om emerit al Republicii Moldova. Este distins cu Ordinul Gloria Muncii, cu distincții ale Academiei de Științe și Ministerului Sănătății din Republica Moldova. Însă, cea mai mare realizare, precum susține domnul Băhnărel, este că a devenit bunel. Are un nepoțel de 9 ani, Mihăiță se numește. Și mai are medicul habilitant o dorință să ajungă și străbunel, să-i dea bunul Dumnezeu sănătate și putere. Când ați vorbit de nepoți, am observat și primul zâmbet. Da. Să aud mai multe despre familia personală. Noi suntem, vă zic, trei copii. Băiatul mai mare are 38 de ani, este medic. Zic, și am un nepoțel și am o domnișoară. Acum a terminat facultatea și face și masteratul a doilea an. Este programist și este un programist foarte bun. Este deja de sine stătătoare. Și l-am pe juniorul, Nicușor, are 19 ani. Face anul 2 la facultate de ecologie a Academiei de Științe. Dar ce-a moștenit el de la înaintaș? Cântă perfect la toate instrumentele de suflat și în deosebit extraordinar cântă la nai. A făcut 8 ani de muzică, paralel cu școala, și el chiar cântă opere la fluier. Dumnezeu v-a binecuvântat cu 3 copii, cei 2 feciori și fiica. N-am auzit nimic despre aleasa sufletului dumneavoastră. Vine și ea de pe tărâmurile bucovinene. Exact, exact. Este de la Roșa, Cernăuților. Am o soție deosebită, este medic reanimatolog, anesteziolog la Spitalul Cancelarii de Stat, dar nu asta e cea mai important. A absolvit Universitatea de Medicină din Cernăuț și zic, este un medic foarte bun, dar și o mamă deosebită, deoarece cred eu, și o fiică deosebită. Până la viceministru, medicul șef sanitar de stat, mulți ani am fost directorul unei instituții și acum sunt șef de catedră, adică sunt un om, nu că vreau să mă laud, dar foarte ocupat. Și dacă n-ar fi fost ea cu atâta înțelepciune și răbdare, probabil nu reușeam nimic.
încă... Deci, practic, ea e o parte din realizările și exact. Miritele dumneavoastră. Exact. Foarte. Mai ales prima teză, nu a apărut calculatoarele. Nu avea, noi nici nu prea aveam bani, dar noi avea cine să dactilografieze. Iar ea era gravidă cu juniorul. Și ca să nu stea acasă și să cai nicodoare cu supără și mai departe, ea dactilografia și ea a fost cu autorul primii teze și primul redactor și primul critic. Familia este totul. Este cetatea unde te retragi, indiferent de unde n-ai fi. Deja sunt pensionar, dar în pofida acestui fapt continuu să lucrez și socot că am avut o reușită și în familie și în carieră. Dumnezeu m-a ajutat să le reușesc pe toate. Avem niște relații foarte frumoase și cu colegii noștri de la Kiev, cu colegii noștri de la București, de la Iași, de la Cernăuți. Eu am fost inițiatorul acestor colaborări cu colegii de aici de la Cernăuți. Un bucovenean se cheamă Nicola Hărăvici Prodanciuc, care este academician și directorul Institutului de Ecotoxicologie din Kiev, unul din cele mai importante instituții europene și internaționale în domeniul toxicologiei. Ne ajută foarte mult pe noi. Noi nu avem capacități și posibilități să facem acele lucruri care le face domnia sa acolo. Și eu aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu, care a fost practic și o lecție de viață, că am învățat multe din spusele dumneavoastră. Vă apreciez dobândirile, meritele, ceea ce vă slăvește, să spun așa, personalitatea domnului Ion Băhnărel dincolo de hotarele Ucrainei în Republica Moldova. Vă doresc realizări profesionale. Mulțumesc!